Vă prezentăm noul Oreo Crispy & Thin. Același gust nemaipomenit Oreo, acum și într-o formă mai subțire și mai crocantă. Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. O seară a dezvăluirilor aici la Dosar de Politician. O să aflăm în această seară, puțin mai târziu, de ce baronilor PSD le place așa de mult să pescuiască și să vâneze în delta Dunării. Îl urmăresc toți pe Liviu Dragnea, cel îndrăgostit de vânătoare și pescuit, cel care și-a făcut un adevărat domeniu la Alexandria, și și-a făcut o baltă proprie de pescuit, care aparține în acte companiei Teldrum. O să discutăm despre președintele PSD, o să discutăm despre doamna Kövesi de la DNA, o să discutăm despre justiție și despre baronizarea României. Pentru că filmul acesta din 2017 l-am mai văzut acum câțiva ani și este bine să fim la curent cu ce se întâmplă. Îi spun bună seara doamnei Ingrid Mocanu, fost director în Ministerul Justiției și bună seara. O acerbă contestatara doamnei Kövesi, mai ales după... O acerbă luptătoare pentru dreptate, mai exact. Asta spuneți dumneavoastră, alții spun altele. Și Dan Andronic, director editorial Evenimentul Zilei. Bună seara, Dan! Bună seara! Aș începe cu tine. Am văzut, ai publicat câteva articole în Evenimentul Zilei, postări. Cum se desfășoară războiul ăsta între doamna Kövesi și Liviu Dragnea? Avem săptămâna aceasta, am avut o primă piesă decapată de procurorii DNA. Este porcarul șef, Ilie Dragne. Două, săptămâna trecută a fost președintele Consiliului de Administrație de la Teldrum. Domnul Petre Pitiș. Petre Pitiș, da, care a avut onoarea să aibă două percheziții la interval de o săptămână. A publicat informația că urma să fie arestat. În prima i-au găurit cu bormașina. Și era mandatul de reținere, era scris, s-au renunțat. Bănuiesc deci procurorii s-au dus la... Nu, stați puțin, că percheziția nu fac procurorii. De obicei merg cu polițiștii, nu se duc de cap. Da, polițiștii de la... și un procuror. Nu, nu e obligator. Deci acum o săptămână, administratorul afacerii Teldrum, un personaj cheie... La DNA trebuie să o facă cu procurorul. Deci este obligatoriu cu un procuror. Da, ok. Deci acest domn Pitiș, da, colegul din facultatea lui Liviu Dragnea și administratorul afacerii Teldrum, prieten bun, da, a fost călcat de polițiști și de procurori. I-au găurit pereții cu bormașina să caute ce? Bănuiesc că documente, că am zis cocoșei ca pe vremea lui Dej. Sau bani, poate. Nu mai are rost să-i cauți prin pereți. Cred că documente care să ateste legătura lui Liviu Dragnea cu afacerea Teldrum. Pentru că acolo marea problemă e dacă vor găsi o conexiune directă, cuantificabilă, niște acte care să conțină numele lui Liviu Dragnea, că altfel să spui că e al lui Dragnea, cum spunea nota aia DIPI din 2011 sau de când era, e așa un fel de Academia Cățavencu de acum 25 de ani. Notă informativă. Da. Păi de ce nu l-au arestat pe șeful Teldrum? De ce nu l-au arestat? Pe Pitiș, da. Nu știu, bănuiesc că n-au găsit nimic. Acum, ați văzut că în ultima vreme sunt mai reținuți cu reținerile și arestările dacă n-au lucruri foarte serioase. Arestări și rețineri se mai fac. Deci se pune o reținere și se propune pentru arestare, se și obțin. Dar atunci când e vorba de un caz puternic mediatizat, când este vorba de probe serioase, au curajul să ducă. Când nu, au început să înțeleagă că lucrurile astea nu mai merg. Înainte era pe bandă rulantă. Ca metodă de anchetă, doamna Ingrid Mocanu, ce am văzut în ultimii 2-3 ani de zile, se lua vectorul, personajul, da, se ducea la... dintr-un dosar, se aresta, se reținea 24-30 de zile. Se trimiteau mesaje, era chemat să spună că trebuie să dea un denunț despre XYZ. Vă spuneam, chiar a existat, doamna Ana Maria Pătru a ieșit și a spus public, există chiar demarată o anchetă a inspecției judiciare pe acest subiect. A fost luată, era scoasă din arest, culmea, dacă vă puteți imagina, știu, era scoasă... În evenimentul... Da, scoasă din arest.
cu mașina de la DNA Ploiești, deși în mod fără cătușe, și era dusă la sediul DNA Ploiești, unde îi se spunea să dea denunțuri despre XYZ. De față cu denunțătoarea ei și cu avocata acesteia, și încercau să o determine să dea denunțuri despre anumite persoane și, culmea, nu numai să dea denunțuri, ci să dea denunțuri așa cum voiau ei. Adică îi spuneau cum să sune denunțul și ea trebuia să le dea. Pe logica asta puteau să-l ia pe Petre Pitici de la Tevrum să-l rețină. Eu cred că putea să procedeze la fel și eu cred că dacă găseau un culoar potrivit, reușeau să-l aresteze. Eu cred că este ceva mai presus de acest aspect, de intenția de arestare. Dacă voiau cu orice preț să-l aresteze, reușeau să-l aresteze, dincolo de probe. La dumneavoastră, la mine, credeți că erau probe? Eu cred că nu. Eu știu că nu erau probe, dar nu asta e problema. Eu am stat 4 luni că nu știam să evaluez. Știți? Eu cred că și acum, dacă te duci la un judecător de sistem, reușești. Au vrut doar să trimită un semnal foarte puternic într-un anumit sens, și acum așteaptă să vadă o reacție. Aici eu vă contrazic, pentru că lucrurile trebuie văzute la ansamblu. Această anchetă a DNA-ului a început în forță cu o anchetă a Rise Project, care dădea un document DIPI, care, repet, nici acum nu știm dacă este adevărat sau fals. Nu s-a putut... Și chiar dacă ar interne exista, spune că nu există. Nu conține, nu știm dacă informațiile din el ar fi reale. E important, reale, pentru că una e să fie un document real și alta e să fie un document fabricat. Pentru că dacă e un document fabricat, înseamnă că discutăm despre cu totul altceva. Și eu cred că dacă este real, este la fel de grav. Dacă este real, pot să spun că cei de la Telorman care au făcut documentul, că înțeleg că era de la nivelul județului, așa un fel de prezentare exhaustivă, da, a economiei și a intereselor din județ, puteau să ia și bârfele, era o notă informativă, nu avea nicio valoare probatorie. Deci puteau să dea și în gardă. Suna ca și cum ar fi. Deci Pitiș a scăpat deocamdată, eu săptămâna aceasta l-a luat pe porcarul șef, nu, pe plus, încă 9, plus încă 9. Plus 9 încă 9 persoane. Deci nu e, iar aici nu e de joacă, nu e cu semnale. Ce nu înțeleg este bâlbăiala asta procedurală. Îi dai reținere după care la 2 ore l-a anunț că are control judiciar. La porcarul șef. Da. Ceea ce cred că s-a întâmplat până în momentul acesta este că nimeni nu s-a spart, ca să folosesc un termen de specialitate. Deci nu adică au găsit, nimeni nu a turnat deocamdată. Nu au găsit acel denunțător care să completeze tot tabloul, pentru că dacă ar avea un denunț, le-ar fi mult mai simplu. Da. Aici e principiul domeniului. Liviu Dragnea s-a înconjurat de oameni din Telorman, oameni care au fost fideli 10-15 ani, la Teldrum sunt colegii lui de facultate, cu care a stat în camera de cămin, au avut și o trupă, o formație rock. Discutăm de relații foarte, foarte strânse. Discutăm despre oameni care au o istorie în spate de 20 de ani. Nu, Mănăstire, am văzut în ultimii 2 ani și jumătate, oameni care erau foarte apropiați și care s-au îndepărtat pe baza unui denunț. Am văzut familii distruse. Deci nu, asta nu, deja nu mai, nu mai e o normă. O frățietate mai specială la Telorman. Nu știu, deocamdată e un noroc pentru Liviu Dragnea sau poate nu e nimic, că trebuie luată și varianta aia. Eu am spus tot timpul că mie nu mi-e simpatic Liviu Dragnea, pentru că el cu Ponta, cu Oprea, cu... bine, hai să și scot ceilalți din instituția de forță, era normal să încearcă. Dar ei au fost brațul politic al acelei operațiuni Noi Suntem Statul. Ei au modificat legislație ca lucrurile să meargă așa unse. Fără ei, să știți că fără brațul politic, nu s-ar fi putut întâmpla o mulțime de lucruri, pentru că serviciile de informații au fost puternice și pe vremea lui Iliescu și pe vremea lui Constantinescu. Dacă nu exista factorul politic care să ia să transpună, să ajungem să avem pe față ofițeri acoperiți de la un serviciu de informații la ANAF, la Direcția Antifraudă, nu vă supărați. Unde ați mai auzit în lume lucrul ăsta? Poate în Rusia. Pe față. Deci nici măcar nu mai era o... Și foarte important, cu acordul lui Victor Ponta, era premier atunci. Cu cooperarea. Cooperarea. Bun, discutăm de un protocol... Nu știu, discutăm de ce vreți. Eu acum, oficial, eu acum, nu s-a făcut pe sumasă, dar am dorit. S-a făcut cu știința lui Victor Ponta. Și ce, asta înseamnă că e normal? Eu asta spun, că dacă nu există această cooperare a politicului cu instituțiile de forță, nu se ajunge în situația asta. Dar este ilegal? Nu este normal, la nivelul bunului simț a moralității, dar este ilegal? Știi cum e problema asta cu legalitatea? Legile le fac ei. Robert deci Cazanciuc. Ei stabilesc codurile penale, ei le-au dat. Sunt Robert ilegale, Cazanciuc nu a adus un ofițer SRI, care era consilier, poate chiar șef de cabinet, dar oficial din SRI, ministrul justiției, Cazanciuc,
avea șef de cabinet un ofițer SRI. Sigur, asta spune, era oficial, ofițer SRI care venise la cabinet. Lucrurile... Asta nu este ilegal, este ilegal într-adevăr să faci un protocol secret care să reglementeze o procedură care adaugă la procedura penală oficială, la codul de procedură penală. Și în baza acelui protocol să faci diverse, să derulezi diverse operațiuni, ceea ce, iată, a ieșit la iveală în presă, se trimiteau înregistrări pe la SRI să vadă ce e acolo. Până atunci vă aduc aminte că am publicat, nu mai știu câte episod din operațiunea noastră în statul, în care am luat rapoartele SRI-ului și le-am și discutat împreună într-o seară, da? Am luat și am găsit de acolo, scris negru pe alb, cum procurori împreună cu ofițeri SRI instrumentau dosare. Da. Până la nivel de rechizitorii, până la nivel de probatoriu. Dădeau și cifrele, 400, da, nu știu cât au fost valorificate. Aduceți-vă aminte, articolul public, oricine poate citi. Și era un lucru cu care se mândreau, da. Deci era ilegal. Nu știu dacă era ilegal, dar încă o dată, legile le fac ei. Bun, revenind deci la dacă mâine stabilesc prin lege că toți trebuie să avem păr, este ilegal să fii ca tine și ca mine? Da. Răspunsul este da. Bun, revenind la Liviu Dragnea și la războiul ăsta rece, l-ai numit dintre el și doamna Chiuviș. Știți că e o cursă contra cronometru, nu e nimic rece. Luna septembrie poate fi luna în care DNA dă atacul decisiv. Deci îl avem așa, pe Petre Pitiș de la Teldrum, avem porcarul șef și încă nouă acoliți dintr-o afacere conexă cu Teldrum, ferma de porci de Asacia. Ați văzut ce întrebări a pus procurorul, că le-au dat, în seara asta și o să iasă mai multe, da? De ce și-a angajat soția cu 1500 de lei și ce făcea soția cu bani? Nu, și ce relații avea cu soția? Și ce relații? Și dacă era aproape o ședință de terapie. Asta mi-a, așa, ce da, relații, dacă îi mulțumim de relația pe care o are cu... De ce și-a angajat soția la fermă? Da, cu 1500 de lei. Și întrebarea cheie pusă la ambii, de ce, ce făcea cu banii? Cu acei 1500 de lei. Bună. Bun, dar a fost... Acum mergem pe gluma asta, miza e glumă, era e bizarerie, nu e glumă. Modalitatea aceasta de instrumentare a dosarului. Eu glumesc pentru că mi se pare stupid, dar... Are și o explicație. N-ar fi fost mai ok, doamna Mocanu, să-l întrebe procurorii pe porcarul șef cum se face că Teldrum... Păi vă spun și de ce garantat. Există o logică. Da, există o logică. De ce? Știți cine sunt procurorii? Înțeleg că procurorul respectiv de caz care pune aceste întrebări se numește Drăgulescu Marian. Da. Și mai există încă unul care este exact în aceeași situație cu acest domn Drăgulescu Marian. Acest procuror este un procuror care a funcționat efectiv la judecătoria sector 1, exclusiv la parchetul de pe lângă judecătoria sector 1. Și a ce devenit este definitiv, da? Numai un pic, a devenit definitiv, deci procuror care a avut dreptul să instrumenteze, pentru că până nu devii definitiv, nu ai dreptul să instrumentezi nicio cauză, în anul 2013. Deci, atenție, ce vechime are acest procuror. Deci, abia în momentul în care s-a demarat această operațiune a DNA-ului, odată cu doamna Chioveși la DNA, a venit și acest procuror în parchet. A fost delegat, deci a sărit toate treptele profesionale, tribunal, curte de apel, și a fost delegat direct pe o perioadă de 6 luni mai întâi, apoi s-a prelungit la parchetul de pe lângă înalta curte de casație și justiție. Parchetul general, da. Unde are un salariu aproape triplu. Deci trebuia să confirme, iată, tocmai pentru a-i se prelungi probabil din nou această delegare, trebuia să arate că face dosare. Bun. Și a ales este această... o practică, doamna Mocanu, că am ajuns aici ca să înțeleagă oamenii. Apropo, este cazul acestui procuror care a intrat în dosarul aceasta, cu ferma. Da, este o este dovadă o practică... crasă de amatorism. Nu există așa ceva, nici măcar procurorii DNA nu întreabă asta. Întreabă, vrei să mi-l dai pe X ca să scapi. Evident că vreau este să vă întreb altceva. Cum este cazul acestui procuror tânăr, da? De la parchet de sector, da. Făcut și sunt la parchetul și la general, DNA, da? În aceeași situație. Știu așa aduc și asta. La DNA. Așa a fost tot timpul în sistem. În au, mare adus măsură, oameni, au adus oameni din provincie. În mare măsură. Numai că până în 2013, oamenii care erau aduși acolo aveau oarecare experiență profesională. Nu erau chiar atât de abuzivi. Adică era o chestiune de procent. După care s-a schimbat procentul. Adică s-au inversat proporțiile. Dacă într-o primă fază erau câțiva care făceau dosare aranjate, să spunem, între ghilimele, ulterior acest procent a ajuns, eu cred că în prezent sunt peste 50% procurori care fac astfel de dosare, deși înainte erau, să spunem, un maxim 10% procurori care lucrau dosare din acestea cu povești în ele, în care nu există, de fapt, fapte sau probe. S-au întâmplat, doamna Mocanu, să le spunem oamenilor, două lucruri în paralel oarecum. DNA-ul aducea și aduce în continuare, da, am înțeles, oameni de la parchete de judecătorii
da, din teritoriu. Atenție, parchete de tribunal, sus de știți că acest procuror primește o chirie de 600 de euro. Este, nu știu de ce primește chirie, că pare a fi din București. Se mută în București. Ce, da. Acest procuror, că da, în cazul procuror, fermei da, de porci. Da, deci li se dau chirii foarte mari, li se decontează chirii foarte mari, li se dau salarii foarte mari și atunci sigur că ei sunt foarte interesați să facă orice numai să rămână acolo. Iar această delegare nu depinde nici măcar de CSM, depinde de șeful structurii respective. Și de în aceea, cazul DNA de doamna Chioveși, da, sau de domnul Lazăr la parchetul general. Și atunci general, ei sunt capabili, sunt dispuși să facă orice fel de compromis numai să-și păstreze acest statut, ceea ce nu se întâmplă în situația procurorilor care dau foarte multe examene. Nu știu dacă ați observat, dar la parchetul general foarte greu se fac dosare atât de discutabile, heirupiste, na, de heirupiste. Foarte greu, pentru că acei procurori au o anumită vechime, în primul rând, și pe de altă parte au trecut niște examene. Este și normal, discutăm despre parchetul că general, da, sigur, unde au venit la concurență cu mai mulți candidați pe loc, pentru că nu oricine se duce să dea un examen și promovează. Sunt mai mulți și dintre aceia se aleg cei mai buni. Și atunci, el fiind și bine pregătit, și cu vechime, cu oarecare experiență, am trecut prin furturi de găini, tribunal, omoruri, curte de apel, anchetat, eu știu, avocați, notari, executori, ce este de competența curții de apel, judecători. Da? Și apoi a ajuns la parchetul general, unde anchetează, că de aceea s-a dat competența aceasta specială în Constituție pentru senatori, miniștri. Pe tocmai asta, pentru că logica era... Doamna Mocanu, o presupusă evaziune fiscală la ferma de porci a familiei Dragnea de 200 de mii de lei. Era de parchetul general? Nu este de competența parchetului general niciun fel de evaziune fiscală. Asta este problema, dacă nu are... Am văzut că și DNA-ul se ocupă din când în când. Asta este discuția, peste un milion are drept, discuția aceea, da, pe plafon pentru DNA, să zicem, dar pe parchetul general nu este niciun fel de discuție. Dacă nu are ministru sau parlamentar în cauză, nu are de ce să facă anchetă. Este evident. De aceea este discutabil totul. Mai mult decât atât, ați văzut cum a dispus măsura. A dat măsură preventivă cu lipsire de libertate, spunând, înțeleg în motivare, 24 de ore, da, spunând că se afectează procesul penal dacă acest individ ale rămâne în libertate. După care, după 2 ore, fără să se modifice nimic, adică fără să afle ceva extraordinar, a dispus măsura controlului judiciar, care ce înseamnă? Că această cercetare poate fi desfășurată și procesul penal nu este influențat de cercetarea cu inculpatul în stare de libertate. Ce adică în două ore, fără niciun fel de probă, și chiar dacă ar fi avut o probă fantastică și ar fi constatat că omul nu este vinovat, nu avea voie să ia nicio măsură. Deci dacă îi venea o probă din care rezulta nevinovăția cetățeanului, trebuia să-l judece pur și simplu. Nu avea voie să mai ia o măsură privativă de niciun fel. Procurorii aceștia aduși de la instanțele inferioare, de la parchetele inferioare, făcuți șefi în mari de parchete și care intră în asemenea dosare foarte sensibile. Anul trecut, la DNA este populat cu asupra de măsură, cu asemenea procurori, exact, aduși din provincie, din diferite sunt județe. Sunt și câțiva, să știți, da, că și acolo sunt câțiva care și-au dat toate examenele și care au gradul de parchet. În ultima perioadă au fost delegați foarte mulți. Dar, într-adevăr, asta era problema, proporția. Problema este că anul trecut, după ce Curtea Constituțională a decis că SRI-ul nu mai poate lucra, da, atât de strâns cu cei de la DNA, doamna Chioveși și cei de la DNA au început să aibă probleme. Și de aici au apărut și celebrele înregistrări. S-a, da, mai întâmplat un lucru. Ce s-a mai întâmplat? S-au denunțat protocoale. Protocole între SRI și DNA. SRI-ul a denunțat toate protocolele pe care le avea cu toate celelalte instituții, de la ANI până la DNA. Și dacă ce vreți, se vezi? Una din cauzele bâșbâielilor în asemenea dosare este tocmai lipsa acestui suport informativ. Mă uitam și în cazul lui Strutinski, pe care l-a prezentat Ciutacu la România TV. Înregistrările din dosarul lui Strutinski din 2007-2008. Pe mandat de siguranță națională, bineînțeles. Și ies după 10 ani? Răspunsul e sincer, da. Deci acolo, de fapt, era o... Era, și atunci, de fapt... Efectiv, era lampa lui Aladin. O frecaie și acolo dea și îi spune ce vrea. Lupta anticorupție s-a făcut pe spatele celor de la SRI. Când s-au retras cei din SRI, s-a funcționat procurorul sistemul, a fost din ce în ce mai greu să decapeze dosare importante. Bineînțeles, pentru că au ajuns să folosească ziariști și organizații de tipul ăsta ca să obțină informații. Pentru că o anchetă în mod real se face foarte greu. Deci dacă n-ai rechizitoriu făcut de SRI, dacă n-ai denunțătorii pe care eventual tot SRI-ul ți-a trimis pachet,
fiind fezandați înainte, cu ajutorul unor avocați. Sunt surse de presă care povestesc chestii absolut șocante cu avocați care se plimbau de la pădure, de la serii, eu am surse directe care povestesc lucrul ăsta, dar îl păstrez și episodul ăsta pentru un moment mai puțin fierbinte ca luna august. Deci, dacă nu-ți trimite seriul și denunțătorii fezandați înainte, dacă nu ai totul făcut și tu doar vii și pui funda... Ambientale, telefonice, acum, ce vreau să vă spun, o anchetă e greu de făcut. Mai ales când vorbești de acte, vorbești de oameni, vorbești de lucruri care s-au întâmplat acum 10 ani. E foarte complicat. Ceea ce s-a întâmplat și de aici și supărarea lui Chiove și pe SRI. Pentru că nu mai primește. Ea călărește un balaur pe care trebuie să-i dea de mâncare zilnic. Că dacă nu o mănâncă pe ea. Și mai este o problemă. Balaurul fiind cine? Instituția. Ea a spus că trebuie din când în când să scoate niște capete de miniștri, pentru că dacă rezultă că nu mai are performanță. Au dus lupta asta anticorupție într-o fază de isterie, exact. În care asta dacă este, nu arestezi pe cineva, rezultă că nu faci nimic. Exact. Adică au pornit, ceea ce au este total incorrect, Dan Andronic, este stupid, în primul rând. Au pentru dus că nu foarte poți sus fi... acest standard, dorind să mulțumească foarte multă lume. Presa au crezut că o să fie tot timpul de partea lor, pentru că presa tot timpul prezenta, da, au furat, sunt corupți, niște nenorociți. În momentul în care au început să se vadă adevăratele dosare, adică adevăratele lucruri din dosarele DNA, deja... A scăzut și entuziasmul. Exact. Poporul, în continuare, să știți că mai au ziariști care primesc rechizitorii pe bandă rulantă, au ziariști care primesc articole legate scrise și așa mai departe. Deci lucrurile astea se întâmplă în presă, dar nu mai au adevărat amploarea pe care au avut. Bun, pe logica asta, dacă discutăm despre faptul că DNA are mari probleme de a investiga lucruri din trecut, Liviu Dragnea are multe lucruri din trecut care ar putea fi verificate, care ar putea să fie subiecte de dosare penale, dar timpul ăsta trecut și faptul că da, seriul nu mai e implicat atât de mult, ar putea să fie de partea lui Dragnea. Da? A vedea, de exemplu, povestea hotelului turist, da? O poveste de acum 10-15 ani, milionul de la Costel Comană. Sunt anumite elemente în biografia lui Dragnea care pot fi foarte greu readuse pe tapet în 2017. Da. Acum, nu e important tot ceea ce știi în materie penală, ci ceea ce poți să dovedești. Că așa știm tot o mulțime de lucruri. Dacă să trimiți un om în instanță, trebuie să și dovedești. Că doar pe impresii sau doar că au spus doi, nu merge. Pe cum să nu meargă? Pe nu s-a întâmplat așa de vreo 2-3 ani de zile? În mod normal. Sper să nu mai meargă. Atunci vă spun un denunț și coroborarea denunțului. Era suficient în anumite cazuri. Nu vreau să discute probleme pe care poate să le aibă Dragnea. Pentru că și le știe el mai bine decât le știu eu. Eu mă întreb de ce a devenit Dragnea țintă. Pentru că până acum, 2011, 2014, 2015 și chiar puțin după, era de partea lor. Ce s-a întâmplat acolo? Eu asta aș vrea să știu. Aici, dacă vreți, e mecanismul pe care eu aș vrea, într-o formă sau alta, să-l demontez. Da, eu am o explicație. În sensul că din interior există o foarte mare presiune. Adică, sau din interiorul partidului, baronii, așa numiți baroni, persoanele cu probleme sau care ar putea să aibă probleme din PSD, pe de o parte, pe de altă parte, chiar și electoratul PSD așteaptă de la domnul Dragnea să facă ceva astfel încât dosarele măcar să fie reale. Dacă nu... să se pună așa o umbră pe ele. Și de aceea, domnia sa, fiind presat din interiorul partidului, încearcă să, știți, să joace tenis, să zicem, să dea și acolo și acolo. Și de aceea a intervenit acest interes pentru domnia sa. Să-l țin eu de asta spun. Aceste dosare nu sunt făcute ca să decapeze. Sunt făcute mai degrabă să pună o presiune foarte mare. Da, am mai auzit teoria asta. Eu nu cred, pentru că... Poate că în momentul ăsta... Stați puțin, e o teorie. Eu cred în varianta cealaltă. Eu cred că războiul total, fără prizonier de data asta. Chiar îl caută pe Dragnea. Adică eu nu cred că... Eu sunt foarte sigură că nu îl caută pe Dragnea. Ok, deci aici aveți două tabere diferite. Pentru că dacă voiau să îl facă inculpat, ați văzut cum l-au așezat la coadă acolo, la cele două doamne. L-au așezat la coadă, l-au făcut suspect în câteva săptămâni, l-au făcut și inculpat, l-au trimis în judecată. Deci pe acest dosar este mult mai ușor. Da, acolo aveau declarațiile celor două doamne.
dar acolo nu era faptă. Acum, nu știu, aveau niște declarații. Aici, aveau... dacă obțin orice, oricât de mică suspiciune sau cred ei că, uite, nota aici din este nota o miză rezultă, foarte mare, discutăm exact, de afaceri aici, cu bani publici. Aici, teoretic, este una îngrozitoare. Acolo două doamne care se duceau la serviciu, dar de unde să știe Dragnea cei cu ele la sediu PSD? Surse de presă, Dara Andronic, vorbesc despre faptul că urmează în plasa asta întinsă de procuror să cadă fiul lui Liviu Dragnea, care apare într-adevăr acționar și proprietar la mai multe afaceri ale familiei, partenera de viață, care ar fi fost martoră a unor deplasări făcute de Liviu Dragnea în Brazilia. Jurnaliștii la Rai Sport au publicat. Dar de ce nu întreabă Vasile Dâncu că a fost el în fiecare deplasare? În Brazilia? Da. Ar fi interesant. Era cu era cel mai bun prieten al lui Dragnea. Adică de ce trebuie să-l întrebe pe... Au biletele de avion, adică ce să-l întrebe? A fost în Brazilia? Da, a fost în Brazilia. Este din surse publice. Vasile Dâncu a fost cu Liviu Dragnea în Brazilia. Da, de numărat mai multe ori spui tu. De mai multe ori, da. Dar poți că o și pe internet. Doamna Chiovești ar putea să-l citeze, nu pe domnul Dâncu, să afle... Nu, dacă vrea într-adevăr să afle cum e cu Brazilia, că poate oamenii s-au dus să joace tenis cu piciorul și se bronzeze. Dar de ce nu apare Dâncu în documentele scoase de jurnaliști din Brazilia? Știți că știți de ce? Pentru au scos că... toate intrările în țară. Nu știu de acolo, dar Vasile Dâncu totuși beneficiază de o imagine foarte bună. Este un tip care, deși a fost în multe situații, din cele pe care le-am descris eu, și este în continuare, adică nu e, a rămas un jucător important în continuare. Beneficiază de simpatia multora, inclusiv a mea. Eu am evitat să scriu despre el pentru că și a doamnei e simpatic. Cred că da. Nu, da, vă dați seama că se plimba și cu domnul Coldea și cu domnul Ghiță pe unde se duceau. Deci știe foarte multe lucruri. Era un anturaj, era un anturaj comun, nu erau. Erau prieteni oamenii da, ăștia, adică da, nu da, erau... Deci știe cel puțin la fel de multe lucruri cât știe Ghiță. Bun, doamna Chiovești a avut foarte mulți prieteni de-a lungul timpului și domnul Traian Băsescu era chiar șef și după aceea n-a mai contat anumite lucruri. Povestea este următoare. Introduc încă o informație în discuție. La guvern s-au făcut niște percheziții. Victor Ponta vorbește, a fost șef acolo pe la guvern în epoca Grindeanu câteva zile, că la secretariatul general al guvernului, condus de Busuioc, omul de încredere al lui Dragnea, s-ar fi găsit sau s-ar fi luat prin percheziție documente care ar viza tot povestea asta Teldrum sau oameni din galaxia Teldrum. Eu nu știu să fi zis Victor Ponta chestia asta, a spus-o? A spus ceva, că percheziciile de la guvern au legătură tot cu Dragnea și cu Teldrum. Eu pot să vă spun de la ce... Busuioc, nu de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, am investigația ce cu angajări să vă, cu chestii ce de pot genul. Să vă spun ceea ce știu eu este că, într-adevăr, acele percheziții au vizat și Secretariatul General Guvernului și au vizat și un segment legat de Teldrum. Inițial, cei de la SPP n-au vrut să dea drumul procurorilor în clădire, pentru că era obiectiv militar. Corect. Și a apărut o problemă de... teritorialitate, competență, spuneți cum, da, cum vreți. Au fost negocieri destul de serioase din punctul ăsta de vedere. Până la urmă au intrat și au făcut perchezițiile. În biroul Mihai Busuioc? Au vizat și Secretariatul General al Guvernului. Nu știu dacă chiar în birou, dar au luat acte din Secretariatul General al Guvernului. Este acel birou, știți că ieșau mai puține. Guvernul dădea un comunicat că au fost percheziționate un număr de birouri, iar DNA-ul dădea că a fost un alt număr de birouri. Era un birou diferență. Deci, practic, era acel cred birou... Cred că era... uite, ăsta e un amănunt pe care da, nu l-am... Deci, nu care zis, se vorbește, pe de o parte, și pe de altă parte mai este un semnal că a fost vizat cineva cu funcție înaltă, un ministru sau un parlamentar, și ar putea să fie vorba despre domnul Dragnea, faptul că mandatul de percheziție a fost dat de Înalta Curte de Casație și Justiție, care nu dă mandate sau nu are competența să dea mandate, decât în cazul demnitarilor, deci parlamentar sau ministru. De aceea, cu certitudine, a fost vizat. Deci a fost vizat, nu știm dacă s-au găsit probe în acele percheziții despre un demnitar. Secretarul General al Guvernului este înalt demnitar, are rang de ministru. Este posibil să fie și pentru secretarul general, care este asimilat ministrului, într-adevăr, potrivit legii 90, dar nu știm. Dar în mod cert nu era doar acea comisie de concurs cu cei care dădeau concurs. Pe de o parte, pe de altă parte, se pare că și în legătură cu acele concursuri și pe acele concursuri ar fi făcut o conexiune procurorii tot cu domnul Dragnea. Bun. Apropo de serialul Noi Suntem Statul. Gesturile acestea venite din partea procurorului sunt deja vizibile. Tu, Dan Andronic, spui că ținta este Dragnea și că nu se mai joacă la intimidare, cum susține doamna Ingrid Mocanu. De partea cealaltă, Dragnea, înainte de a pleca în concediu, a spus că el are memoria bună
și că dacă trebuie o să-și aducă aminte niște lucruri. Cam ce ar putea să-și aducă aminte Dragnea și ce arme are în războiul ăsta cu doamna Curie? Când îi mângâia gipsul lui Chioveș. Și o să vă spun la în episodul 37. O să confirme o mare parte din lucrurile pe care le-am scris eu. În episodul 37 din Noi suntem statul, va spune și domnul Dragnea ce știe. Ce este așa de grav? Nu, deci, cred că toți când ajung cu dosare penale confirmă operațiunea Noi suntem statul, serialul. Până atunci a spus, nu am nicio treabă. Da, nu. Deci a existat la un moment dat un moment de derapaj între Victor Ponta și Liviu Dragnea, când Victor Ponta a povestit la un moment dat, așa voalat, că Liviu Dragnea cărea sticle de Opus One, celebrele, așa, în mașină, lui Coldea, la mașină. Am găsit și acel episod, deci am găsit un martor ocular al acelui episod și am deja descrierea lui. Deci Dragnea căra cartoanele de vin? Fizic da. Sau își punea șoferul? Da, nu vreau să dau mai multe amănunte, că înseamnă să stric episodul pe care am de gând să-l scriu. Dar am confirmarea că acel episod a fost real și că Victor Ponta n-a glumit când a povestit acel lucru. Se întâmpla în 2014, dacă nu mă înșel și nu cred că mă înșel. Deci și Liviu Dragnea a făcut parte din, v-am mai spus, din acest angrenaj și pot să-i aduc aminte de o mulțime întreagă de lucruri. Pentru că s-au întâmplat lucruri, a asistat la anumite discuții, știe de anumite înțelegeri care s-au făcut. Problema este, e ca la denunțător, când se hotărăște să spună. Și bănuiesc că dacă va avea cuțitul la os, va povesti. De 30 de minute discutăm foarte lejer despre lucruri atât de abominabile. Asta este, asta avem să spun acum. Deci, normală ar să face... spună, mai degrabă ar face ceva, să elimine ceea ce știe. Nu, într-o țară normală lucrurile astea ar face ca opinia publică să sară în aer și oamenii care conduc țara asta, de la președinte până la nu știu cine o mai conduce, să facă niște lucruri. Scuze că vă întrerup. Ați văzut reacțiile pe celebrul scandal SIPA și pe modul în care s-a intrat în arhiva SIPA și modul în care a fost... I-ați văzut pe cei de la Rise Project să scrie un cuvânt? I-ați văzut pe cei de la Podnews să scrie? I-ați văzut pe cei de la revista 22 și pot continua. Deci partea asta... Îl scoatem din ecuație. Normal, că am înțeles. Partea cu deontologie se aplică doar când vrem noi. Nu? Deci și doar și în general asupra celorlalți. Și în general asupra celorlalți. Deci asta este ipocrizia care ne macină, de fapt. Dar pe cei de la Digi ați văzut să vorbească despre cazul lor? Nu, nici pe ei decât cu greu. Asta, da, după decât, ce chiar au luat măsuri împotriva cuiva care a îndrăznit să spună ceva. E o zonă de ipocrizie care la ora actuală cangrenează societatea. Eu spun că sistemul este atât de dărâmat că nici nu mai poate fi reparat. Totul este o cârpeală continuă și este din ce în ce mai prost. Numai ar trebui să aibă cineva curaj să vină să radă tot și să o ia de la capăt. Ceea ce este imposibil. Că nu mai e cum. Poate că va face președintele Iohannis după ce își câștigă cel al doilea mandat prezidențial. Ce interes mai are atunci? De ce nu? Țara, reforma, viitorul, istoria, cărțile de istorie. Luăm o pauză și revenim. Se apropie imediat momentul în care o să discutăm despre baroniada PSD din Delta Dunării. Rămâneți alături de noi, mă întorc, ne întoarcem în câteva minute. Am revenit în direct, dosar de politician, alături de Ingrid Mocanu și Dan Andronic. Discutam despre Liviu Dragnea, este inamicul public numărul 1, procurorii parchetului general, dar și cei de la DNA îl vânează pe președintele PSD cu chestiuni din trecutul domniei sale, care este la suprafață, Dan Andronic. Ce să vezi, Tamara, acum? O să citesc o declarație a doamnei Carmen Dan, ministru de interne, care a declarat acum câteva minute că este evident că Liviu Dragnea este o țintă. Liviu Dragnea a spus că va acționa. E dreptul oricărui om care este atacat să acționeze. Nu este într-o situație critică. A anunțat că nu va mai avea o atitudine pasivă. Bun, slavă Domnului, ce să zic. Slavă Domnului, pentru că așa o să mai aflăm încă o bucățică din puzzle. Este va acționa beneficiu. Liviu Dragnea instituțional ca președinte al Camerei? Aceasta va încerca să modifice legi și așa mai departe? Sau va ieși public să discute cum discutăm noi în această seară? Va ieși doamna Văsi, care într-adevăr este un avocat foarte bun și care îl apără foarte bine, și va vorbi? Sau va face domnia sa ceva ca niciun cetățean care nu poate să aibă, că nici nu toți cetățenii o pot avea avocat pe doamna Văsi și nu se pot apăra? Nu toți cetățenii au banii domnului Liviu Dragnea. Așa, nu pot avea astfel de avocat și atunci poate face niște legi astfel încât toți cetățenii țării să fie protejați de aceste abuzuri. Să nu mai existe situația, iată, procuror de
parchete de pe lângă judecătorii să ajungă să instrumenteze astfel de dosare și poate reglează ceva prin legislație, că de fapt aceasta este problema. Avem nevoie de legi foarte clare, de legi precise, care să nu permită astfel de abuzuri. Pentru că din aceste legi provin abuzurile și prin legi, prin alte legi date în mod contrar, ele se pot regla. E adevărat că și oamenii contează, dar în momentul în care vezi că nu ai oamenii potriviți la locul potrivit, atunci încerci să faci ceva să remediezi situația legislativă, să nu le dai marjă de manevră foarte mare. Am înțeles. Marja de manevră și-o găsesc singur, pentru că legislația în România e atât de stufoasă și interpretată de 7.000 de feluri. Și v-am dat exemplu cu mandatele de siguranță națională, care toate sunt pe articolul 31, sau nu mai știu cât, e litera F, care spune că sabotajul, atentatele la ordinea constituțională, bla bla bla, după care urmează 3-4 cuvinte, sau oricare alt interes al statului. Păi când spui oricare interes al statului, Și acum avem sintagma interes național pe care Sau oricare alt interes al statului, da? Da. Păi da, cultura poate fi interesul statului, gastronomia, poate vrea cineva să ne fure mămăliga, mass media, totul devine interesul statului. Deci este un articol, e din 91, el e gândit cu mintea din 91, că de-abia ieșisem de la... Ca să putem să agățăm pe toți cei... De la un punct încolo, au început să-l folosească. Din 2005? Deci ei nu l-au folosit până în 2005, 91-2005, slavă Domnului, e o perioadă destul, dar din 2005 toate mandatele au început să fie date valabile, pentru că oricine, pe orice situație, se putea încadra la așa ceva. Teatrul de război arată așa. Avem pe de-o parte procuratura, DNA și parchetul general, doamna Chioveși și domnul Lazăr. Avem o clasă politică înspăimântată, în special cei de la putere PSD. Avem de partea cealaltă serviciile de informații, care, cel puțin de un an de zile, SRI în special, că despre SRI discutăm, a făcut un pas oarecum în lateral, în războiul ăsta de influență și putere în România. Se duce informațională în care ar fi trebuit să stea siguranță națională, terorism, alte chestiuni. Da. A rămas oarecum meciul între politicieni și procurori. Spun lucrurile astea simplificat, pentru că oricum poveștile sunt mai complicate. Dar pe de o parte avem procuratura, sprijinită tacit de președintele Iohannis, și avem clasa politică pe de altă parte. La mijloc este și inspecția judiciară, este și CSM-ul. Da? Întrebarea dacă mai există tot traseul al topoganului. Deci faptul că a plecat SRI-ul din combinație Dumbravă nu mai există. Și să zicem că câmpul tactic s-a disipat. Întrebarea dacă mai există topoganul la care te lua de la nota informativă, mandat de siguranță națională, te transformă în rechizitor, după care direct în condamnat, beneficiind de judecătorii care trebuiau. Asta e întrebarea. Că dacă asta doar am plecat problema, de la... Nu mai avem mandate de siguranță națională și nu mai avem note informative transformate în rechizitorii, e doar jumătatea drumului. Dacă a rămas traseul rechizitoriu, condamnare cu copy-paste, nu s-a întâmplat nimic, de fapt. Pentru că dacă mecanismul nu mai pune presiune pe judecători, prin câmpul ăsta tactic, în continuare de la premisa că judecătorii vor judeca corect. În continuare suntem în situația în care un procuror poate distruge cariera unui judecător, exact. Un judecător nu poate distruge cariera unui procuror. Da? Deci dacă un procuror se decide să deschidă un dosar asupra unui judecător, automat este suspendat, automat nu mai are drepturi, corect. Și poate să ajungă și la pușcărie. Cum s-a întâmplat? Mi se pare o situație de egalitate? Da, dar un procuror nu pronunță condamnări. Judecătorii o fac, Dan Andronic. Păi da, eu vorbeam de o amenințare implicită. Pentru că știu, există, toți judecătorii știu că există aceste culoare. Există evident. Un raport. Când intri în sala de judecată, există un raport. E inculpatul cu avocatul, e procurorul și judecătorul. Păi dar cel mai puternic toate combinația asta e procurorul. Evident. Poate să-l aresteze și pe judecător și pe inculpat. Și pe judecătorul nu poate să facă nimic. Nu poate deci aresta fără judecător procurorul. Poate să ceară. Judecătorul știe că oricând DNA-ul din satul mare, de exemplu, poate să deschidă o acțiune împotriva un dosar împotriva lui. Și judecătorul ăla nu mai are carieră în momentul ăla. Eu insist cu cazul celor două judecătoare condamnate în urma unui dosar făcut de DNA pe abuz în serviciu pentru că au dat o achitare. Abuzul în serviciu constă în faptul că soluția de achitare este greșită. Procurorii DNA știu că soluția de achitare este greșită. Au fost trimise în judecată, achitate în fond la Curtea de Apel București, au prins culoarul de la Înalta Curte cu judecătorul Șelaru și Iulian Dragomir și au primit 4 ani și 4 luni cu executare. Toți judecătorii știu cazul acestor judecătoare.
Știți? Atunci, în momentul acesta, în loc să iei o, să dai o lege... Îți intră frica noastră, asta spuneți, nu? Asta este sigur. Dar e un precedent... Foarte, deci, periculos. Foarte periculos. Deci, în acest moment, deci, toți judecătorii de penal... condamnați pentru că au dat o soluție. Așa cum au crezut ele, pentru că nu există... Nu, există nu dovadă credem că s-au noi. Luat bani pentru acea soluție? Tocmai asta este. Nu, că nu există dovadă. Nu există afirmație că s-au dat bani. Și doar că soluția e greșită. În serviciu nu este că s-au dat bani. Dacă se dădeau bani, era împreună cu luarea de mită. Cenzurează o decizie, o sentință sau un judecător. Exact. Și au ajuns, spuneți dumneavoastră, la judecător. Da, la judecători. La judecătorii Șelaru și Iulian Dragomir. Dacă ajungi de la înalta curte, nu ajungi la judecător. Domnul Șelaru a fost procuror la DNA. Tocmai. Consilierul doamnei... Nu, a fost la... Parchetul general. Da, la parchetul general, consilierul doamnei Codruța Chioveși. Deci acolo, nu deschizi ușa. Deci la înalta curte sunt două completuri unde știi sigur, 100% ce soluție primești. Există două completuri, într-adevăr, unde se face dreptate și există celelalte... Adică în sensul în care te judecă. Dacă despre asta e vorba, nu? Adică ai probe, ești condamnat, nu ai probe, nu ești condamnat. Dar din 9. Celelalte sunt în dubiu. Ai șanse 50% dacă ești nevinovat să primești o soluție în funcție de cât ești de important și cât de mari sunt presiunile. Asta este situația. Știți? Pentru că dacă ar fi altfel... Și s-ar modifica legea, de exemplu, s-ar scoate din competența procurorilor DNA, eu dau un exemplu, ce s-ar putea face? Cercetarea judecătorilor și s-ar muta pentru toate infracțiunile comise de judecători la parchetul general cercetarea și s-ar face chiar o secție specială. Numai parchetul general și acei procurori să nu intre în alte cauze și să lucreze numai, dacă este cazul 2-3 câți este cazul, să lucreze numai dosarele magistraților, să nu intre în sălile de ședință, să intre alți procurori în sălile de ședință. Pentru este și normal. Exact. Procurorul investigator. Exact. Și să fie această distinție, astfel încât judecătorii să nu mai trăiască această spaimă. Asta este problema. Deci, ai două variante. Bine, o ai și pe a treia, dar pe a treia întotdeauna trebuie foarte mult curaj pentru ea să judeci. Varianta să fie împotriva sistemului sau pentru sistem. Eu asta spuneam când vorbeam de acel topogan, între faptul că s-a făcut un pas important în care sistemul ăla al binomului bielă-manivelă nu mai există, e un lucru bun. Faptul că seriul nu mai definește justiția ca fiind un câmp tactic este iar un lucru foarte bun. Întrebarea este dacă lucrurile care s-au construit în ultimii 10-12 ani nu au rămas cumva în picioare. Pentru că aici vorbim, în primul rând, de relații personale. Corect. Noi ne știm, hai să dau un exemplu. Noi în meseria asta ne știm de foarte mult timp. Da? Avem un dialog și altul decât cel pe care îl avem la televizor. Cu doamna Mocanu, nu vă știți. Cu mine vă știți. Așa e. Și ca mine mai sunt încă o mulțime de oameni. E, relații care s-au umane care s-au construit în timp. La șpriț, în vie, pe terenul de tenis, exact. În vacanțe, asta pe cadouri parte. La zile de naștere, da. Botezuri, bilanțuri, bun. Oamenii se uită la doctorate. Noi. Ați uitat cu oamenii doctoratul se uită la noi, dar Colda s-a dus cu elicopterul să inaugureze sediul de la Timișoara? Și asta domnul Maior s-a dus pe la doctorat. Pe de altă parte există, după cum știți, arhiva SIPA. Există niște lucruri pentru cei care nu se împrietenesc așa la șprițuri, că sunt doamne multe în justiție, poate nu au foarte multe șprițuri împreună cu procurorii, există arhiva SIPA. Există o arhivă unde există foarte multe lucruri cumplite acolo. Da, am auzit și eu. Pe de o parte. Pe de altă parte, există alte tehnici de intimidare. Se pune un denunțător să facă un denunț, se cheamă judecătorul, uitați, aveți un denunț, aveți grijă pe data viitoare ce mai face și ce soluții dați, pentru că uitați nenorociți ăștia ce fac, vă fac denunțuri. Dacă achitați inculpatul, s-ar putea să o facă un denunț, să-l punem noi, facem un alt dosar, îl punem în dosarul ăla să dea un denunț. Trebuie să explice atâta, da. Că se înțelege. Aveți grijă ce faceți data viitoare. Și atunci, sigur că judecătorul se gândește de 7 ori când dă soluția și dacă copiezi un rechizitoriu, nu pățești nimic, dacă pui o cifră pe rechizitoriu, în timp ce dacă dai o soluție, repet, nu de achitare aberantă, deși ai probe. O soluție corectă în raport judecătorii de probele din dosar. Nu pot veni să denunțe lucrurile astea public, să meargă la inspecția judiciară, cui, la CSM. Și inspecția judiciară să facă ce? Știu foarte bine ce se control. Întâmplă. Păi, ați văzut, a dat Lujul statistica acțiunilor inspecției judiciare. De câte ori s-au întors împotriva, au dat soluții împotriva procurorilor. Cred că au găsit una. Da. Una. La instanță una. S-a infirmat. De când ai dosar la DNA? Și lucrez la inspecția judiciară. Și atunci despre ce vorbim? Țineți minte că spuneam acum câtva
15-20 de minute că sistemul este distrus aproape în totalitate. Bun, ce e de făcut mai departe? Bun, așa cum arată lucrurile, puse cap la cap toate informațiile astea, vedem că instituții ale statului, da, clasă politică, parlament pe de altă parte, procuratură, practic am discutăm construit, de un război. Am construit în nu poate 15, să ne pună cineva la masă, Dan Andronic, să ne împace? Am construit un stat represiv. Nu e vorba de împăcat, că aici nu s-au certat. Deci aici nu e ca într-o familie, când s-a certat mama cu tata. S-ar fi certat și mama cu tata, regele cu regina. Eu cred că s-au certat. Uite, cu Dragnea cred că s-au certat. Cred că erau prieteni și s-au certat după aceea cu Dragnea. Soluția ta este în pace Chioveș și cu Dragnea? Nu știu, se cheme ambasadorul. Și ambasadorul să facă ce? Băi, împăcați-vă. Să medieze? Știți care se duca și cu ambasadorii? Cu ambasadorii ei, dacă se duc în țara lor să spună lucrurile pe care le spun în România, sau dacă în țara lor s-ar întâmpla ce se întâmplă în România, nu ar avea niciun fel de succes, pentru că acolo democrațiile sunt consolidate. Bun, în Marea Britanie există din 1215 Carta Drepturilor Omului și acolo s-a consolidat democrația. Nu se poate întâmpla așa ceva ce s-a întâmplat la noi. Noi, practic, am revenit la un sistem pe care l-am avut 50 de ani și acum am revenit la el. De fapt, în statele lor nu se poate întâmpla acest lucru, în Statele Unite, de exemplu. Nu, este imposibil. Pe de o parte. Pe de altă parte, depinde cine le spune. Pe de o parte le spune clasa politică, acea clasă politică despre care toată lumea, jurnaliști, ei despre ei, corupților, ba tu ești corupt, spun tot timpul că sunt corupți și le spune lor, domne, ne ia pe noi Chioveșii și nevinovați. Și, pe de altă parte, celelalte structuri, adică aceste structuri întărite de președintele Băsescu, din naivitate în mare măsură, cred eu, și din interes într-o altă măsură, și nu cred. Deci, ambasadorii nu cred, pe de o parte, și pe de altă parte nu pot avea un alt mesaj, pentru că la de ei ce în țară, Dan Andronic, toți au mesaj anticorupție. Bun, mesajul anticorupție. Ambasadorul Statelor Unite. În America nu este o practică, întreb și eu, fac pe necunoscătorul, procurorul general cu judecători, cu șefi din servicii, cu politicieni, să mănânce, să aibă relații personale, Statele să meargă la tenis, sistem, să meargă la șpriț. Un sistem foarte nu sănătos. Se întâmplă. N-am auzit de așa ceva, dar asta nu înseamnă. Nu, există. În Statele Unite, procurorii, o mare parte, cei care decid, sunt aleși și atunci dacă au... De-aia, nu l-am auzit pe șeful de la CIA să se ducă, să ia la masa cu un judecător de la, Malta, de la Curtea Supremă evident de Justiție. Sau șeful de la FBI să se întâlnească, să-i cheme la acolo există la bilanț, respectul pentru cheme la bilanțul FBI-ului pe judecător. Haideți că, deci, să le spună că sunt partenerii lor. Noi avem o civilizație cu băncuța la poartă, așa îi spun, da? În care rămânem într-o zonă ruralizată și ne plac lucrurile astea. Ce dezvăluiri urmează în evenimentul zilei? Nici nu mai știu. Că ai auzit chestii groaznice apropo nici de... Nici nu mai știu, de Arhiva SIPA, da. De Arhiva, Arhiva SIPA e un dosar, trebuie să vedem cum se termină acel dosar. Subiectul pare închis dintr-un anumit punct de vedere. De ani de zile n-am mai văzut un subiect atât de ocultat și atâta de se umblă cu roabe așa de pământ ca așa să fie îngropat povestea asta cu SIPA. Ce naiba e acolo? Bun, au luat niște documente și ce au făcut cu ele? S-au șantajat între ei? 3.000 de file copiate nu înseamnă că sunt filele unui singur dosar sau înseamnă că sunt file din mai multe dosare. Și dacă spun așa, cu o notă informativă, știi și tu cam cum arată, da? Are 5-7 pagini. Păi, dacă facem, împărțim la 3.000, îți dai seama câte note informative. Sau... Da, lumea să nu-și închipe că au copiat dosarele. Au luat lucruri importante, exact, notele, exact, sintezele. Alea 3 pagini care trebuiau dintr-un dosar. Mulțumesc pentru prezență. Ne mai revedem în funcție de cum vor evolua evenimentele. Da? Luăm o scurtă pauză comercială. După publicitate o să vă prezint ce se întâmplă în Delta Dunării, unde baroniada PSD a reînviat. Parcă suntem, nu, pe vremea lui Adrian Năstase.